Ce trebuie să rețineți? Noi ne raportăm la începutul secolului al II-lea după Hristos, la perioada traiană, la perioada războaielor dacilor cu romani. Armata romană, de-a lungul secolului, a evoluat foarte mult, dar ce vedeți este imaginea de la începutul secolului al II-lea. Armata romană avea undeva la 350.000 de soldați. Asta era forța Imperiului, din care aproximativ 150.000 erau infanteriști, astfel de legionari. Asta era infanteria grea a Imperiului. Total erau 30 de legiuni, fiecare legiune cuprinzând ceva peste 5.000 de soldați. Legiunile erau împărțite în cohorte, acestea erau împărțite în centurii. O centurie, unitatea cea mai mică, cuprindea 80 de oameni. La comanda fiecarei centurii era un centurion. Orbe informate! Vedem diferite dispozitive pe care le execută armata romană, un orbis. Ați auzit comanda centurionului, orbem formate, adică formați orbisul, formați cercul. Formațiune care poate fi extinsă. O formațiune de apărare. Însă logica romanilor este că cea mai bună apărare este atacul. Formațiunile astea trebuie în orice moment să poată fi folosite și cu scop ofensiv. Fronte. Gladium înseamnă la gladius, adică la dreapta, pentru că, după cum bine vedeți, gladiusul, spada scurtă romană, este pe șoldul drept. Purus înseamnă zid, e un zid împotriva săgeților. Formația trebuie să fie unitară, solidă. La fel și aceste studo, cum vedem la unitățile de jandarmi. Ove! Vitez! Roma! Iubica! Apulu! Duamus! Gemina! Victis! Da! De combre! Retro! Jupiter, Optimus, Maximus! Jupiter, Optimus, Maximus, Jupiter, cel mai bun și cel mai mare! 1, 2, o dispunere pe două linii, prima linie luptă, locul său este luat în linia din spate. 1, acțiunea trebuie să fie energică, rapidă, eficientă. 30 de secunde trebuie să lupte o linie. După aceea nu mai este eficientă, pentru că brațul obosește și imediat locul este luat de linia următoare. Duo percute! 1! Duo! 3! La locul este comanda prin care se schimbă liniile. Da, luta percute, 1, 2, 3, cu slăbituri combinate și cu scutul și cu gladiusul. 1, 2, scuturile romane erau foarte ingenioase, erau făcute din lemn de plomb, mesteacăn sau salce, lemn care rezistă foarte bine, pentru că e cușii dispuse curvat. Acum vedem niște lovituri direcționate la cap, gât, piept și burtă. Sursum, de orsum, cuvec, percute! Sursum! Sursum! De orsum!
înțeleg ce văd la tine. Întoarcerea spre scut înseamnă întoarcere la stânga. Cam asta era armata romană. Comenzile acestea nu sunt atestate, dar le reconstituim după cum ar fi trebuit să sune. Mulțumim frumos! Te-am